Aproape de urma inundațiilor de seara trecută din Mehedinți, case și beciuri inundate, acoperișuri smulse, este bilanțul unei ploi torențiale de câteva ore. De la municipiul Turnu Severin, unde nivelul apei a atins între 45 de centimetri și 1 metru, transformând străzile în adevărate lacuri, până la comunele mehedințene, unde au fost inundate gospodăriile, niciun loc nu a scăpat de furia naturii. Pentru a îndepărta urmele dezastrului lăsate de ploi, pompierii mehedințeni au intervenit cu forțe sporite, atât pe parcursul nopții, cât și la primele ore ale dimineții. Peste 100 de pompieri mehedințeni au acționat cu o autospecială de primă intervenție și comandă, 18 autospeciale cu apă și spumă, 4 autocamioane de intervenție și 11 motopompe pentru înlăturarea efectelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase. A fost evacuată apa din 7 locuințe inundate, din 8 anexe gospodărești, 30 de curți inundate, 11 beciuri sau subsoluri. Municipiul Drobeta Turnu Severin s-a intervenit pentru degajarea 2 acoperișuri sau elemente de acoperiș prăbușite sau în pericol de cădere. Operatorul de apă și canal SCSCOM a acționat în municipiu pentru decolmatarea canalelor de colectare a apei în 13 locații. Pe lângă forțele profesioniste, la intervenții au mai acționat SVSU Drobeta Turnu Severin, SVSU Șimian, SVSU Burila Mare, SVSU Gruia, SVSU Pristol și SVSU Ilovița. De asemenea, au fost afectate 5 linii electrice, aeriene, primele 3 fiind remediate la scurt timp, la ultimele 2 lucrându-se și pe parcursul zilei de astăzi. În sprijinul pompierilor mehedințeni a fost dizlocat un detașament de intervenție din cadrul ISU Dolj, format din 32 de cadre cu 3 motopompe transportabile, o motopompă remorcabilă și un mijloc de transport. Autoritățile monitorizează în continuare evoluția fenomenelor hidrometeorologice până la restabilirea stării de normalitate.